Iată, mă aflu lângă următorul nostru invitat, Liviu Guț, a venit în vizită la Vorbește Lumea. Bine ai venit, Liviu! Să rămână bine, bine v-am găsit. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să știi că este prima oară când ne întâlnim face-to-face, da. Și te apreciez foarte mult. Mulțumesc! De mulți ani, mulți ani de zile. Mulțumesc mult! Da. Ce drăguț! Ești prima dată la noi în platou? Îți place cum am renovat? Nu este prima oară, am venit de foarte multe ori, dar am mai pus câteva chestii. Chiar putem să zicem că suntem într-o vacanță. Exact, asta e și ideea. A noi astăzi avem un subiect interesant, un subiect care a fost dezbătut alături de doctorul Cristian Andrei. Am vorbit despre gelozie. Tu ești o persoană geloasă? Gelozia. Nu, gelozia nu sunt. Nu. Gelozia este, se formează, să zic așa, datorită neîncrederii. Pentru că, pentru mine, gelozia este ceva negativ. Păi dacă ai, iubești o femeie sau invers, da? Femeia te iubește pe tine, cuplu, de fapt. Da. Nu trebuie să fii gelos, trebuie să ai încredere, trebuie să mergi pe încredere. Și tu chiar așa n-ai fost niciodată gelos? Ba da, am fost, măcar la 20 fost, de am ani. Am fost, dar într-un timp mi-am dat seama că, de fapt, gelozia îți provoacă ceva, nu știu... Mult rău. Mult rău. Și distruge relația mult rău, da. Sau se distruge poate trăi relația. O persoană geloasă? Nu se poate. Nu se poate. Înțeleg că în cazul în care avea o parteneră geloasă, ai încheia rapid acea relație. Da, păi să zic că am înviat de două ori. Ah. Știi, adică, da, gelozia, ți-am spus, am trecut prin... Deci ai trecut prin astfel de episod. Moment. Păi cred că foarte multe relații se opresc datorită acestui fapt. Da. Gelozia, neîncrederea. Dar cum se manifestă? Adică dacă, știi cum e, că cei frumos îi place și lui Liviu. Adică mă uit și eu după un funduleț, după o stică, se uită ce, nu? Ca și femeie se uită după bărbați. Da, asta nu înseamnă că mă duc să sarcalul, știi? Da, adică... Ce făceau partenerele tale geloase? Să căutau un telefon? Nu, un telefon nu, că nu aveau voie. Nu aveau voie, e ceva urât să trăiți în telefon. Da, eu sunt foarte curioasă dacă le dădeai motive sau erau ele geloase așa pur și păi simplu. Motive nu le dădeam, doar prin faptul că sunt cântăreți și mă duc la spectacole, cântări. Și ele ce și imaginau? Și imaginau acolo, filme. Toate femeile sunt cu ochii pe tine? Își făceau nave, filme. Nave spațiale. Deci erau... Nave, filme. Da. Am înțeles. Bun. Da. E interesant. Dar viața după al doilea divorț, cum este? Este foarte frumoasă. Da. Dezvoltă un chiar, pic subiectul. Cum te simți acum? Chiar spuse-ți Marineaur că am înviat a doua oară. Da. Adică e foarte frumoasă. Viața, de fapt... poate că a fost trezirea mea. E interesant că vezi lucrurile da, așa. Da, trezirea mea. Pentru că, na, știi, când mai orbești, la un moment dat îți vine vederea și vezi lucrurile din 360 de grade. Dar eu sunt foarte curioasă, Liviu, mai crezi în iubire? Iubirea există peste tot. Iubirea niciodată n-a încetat să existe. Suntem făcuți din iubire. Suntem cea mai frumoasă creație. Iubirea are multe modalități. Adică iubești o persoană. Bine, toți ne iubim. Indiferent de... Suntem iubire. Dar să vorbim despre relații, cred în iubire, da. Cred în iubire, numai că n-ai avut noroc. Crezi că n-ai avut noroc în dragoste? Nu noroc, nu o să spun noroc. Noroc a fost cel mai mare diavol, deci nu pomeni pe noroc. Nu noroc, bine, da, nu noroc. Nu, n-a fost să fie. Nu, probabil că... Vezi, la noi, artiștii, cântăreții, e alt. Crezi că e mai greu pentru persoanele cunoscute da, să e mai greu. Pentru că... parteneri sau partenere? Da. Pentru că sunt mai geloase partenerele? Da. Ai, că am liberit-o, vezi? Din cauza asta? Da, sunt geloase partenerele. Dar tu n-ai fost niciodată gelos? Ba da, am zis că am fost. Până nu am descoperit. Până nu am descoperit și nu m-am antrenat mintea și n-am trecut prin atâtea în viață. Da. La mine a fost doar momentul de autocunoaștere, știi ce zic? Da. Acum trăiesc foarte frumos. Și fără o parteneră, adică am pe cineva. Asta urma am pe cineva, da, am pe cineva. Ai altă relație. Știi cum era? Am pe cineva, ea are pe altcineva. Da, am pe cineva. Chiar mă înțeleg. Chiar crede-mă, deci e ceva. Când ați început relația? Cu cât timp în urmă? Păi, cred că sunt
5 luni. 5 luni? Da. Nu, cumva e doar perioada de început? Că no, știi că... No. Și tu ai mai zis mai demult. Asta vreau să zic și eu. Ne cunoaște mai demult. Da, la început toate lucrurile sunt frumoase. Ne cunoaște mai demult și... Era cumva o poveste neîncheiată acolo? Ceva de genul. Ah, și tu erai căsătorit? Nu. Ah, nu. Nu, eram trecusem de, ai trecut de primul de divorț. De acel episod, înțeleg. Da. Ce-ți place cel mai mult la invitata? Maturitatea, cel mai mult. Și că avem încredere unul în altul. Și ce nu-ți place la ea? N-am ce să nu-mi placă. Nu te cred. Nu că acum suntem la televizor. Da. Și nu știu, poate te ceartă câteodată. Poate... Nu, asta e ideea. Că nu te cerți. Nu, nu deci, dar poate te ceartă ea, poate zice, nu-ți mai lăsa lucrurile aruncate. Nu există. Nu mai sta cu un telefon, de ce vii așa târziu. Nu zice nimic, nu? Nu, sincer. Și chiar asta mă mulțumește cel mai mult. Ce femeie minunată. Trebuie să ai pe cineva lângă tine ca să te și susțină mental. Și să și comunice. Comunicarea asta, dacă nu e comunicare într-o relație, se pierde tot. Nu poți să stai cu o persoană doar pentru un contract. Asta e un contract pentru mine, un contract însurătoare asta. Un contract, e un contract de iubire. Adică dacă 3-4 ani nu mai mă înțeleg, eu trebuie să stau, că mi-am pus... Ai acolo clauzele. Exact. Mi se pare o... Dar în fine, fiecare cu... Fiecare cu povestea lui. Cu povestea lui. Vom reveni la aceste discuții, îl vom asculta și pe... Te rog, scuză-mă, da, cum spunea prietenul meu Flaviu Moldovan, cu care am să cânt în această zi minunată, o piesă frumoasă, că în Ardeala ei, femeile nu sunt geloase pentru că nu știu.